Sunt mai multe posibilități. Puteți odată să transferați bani personal, dacă aveți pe cineva acasă, dacă aveți o datorie, dacă aveți o factură de plătit. E rapid, e simplu. Sau dacă aveți o firmă, lucrați cu tot felul de supplier din alte teritorii, e destul de convenabil, zic eu. Am lăsat pe masă cărți de vizită, deci dacă aveți interes, considerați că ar fi interesant să colaborăm. Sau dacă aveți întrebări, vreți să aflați mai multe lucruri despre TransferGo, vă rog să ne contactați. Aș vrea să vorbesc puțin despre proiectul Repatriot. Este un proiect de repatriere a românilor plecați în străinătate prin antreprenoriat. Am avut bucuria să fim invitați acum o lună de zile la evenimentul care a avut loc în România. Și vă recomand cu multă căldură să accesați site-ul și să vedeți că încep să apară lucruri noi și frumoase și în țară și că există din ce în ce mai multe oportunități de investiții. Branding în general suntem noi. Noi acționăm indirect sau direct în ceea ce facem și având cunoștințe în ceea ce facem, în ceea ce dezvoltăm, vom putea să dăm clienților noștri în primul rând, un lucru calitativ și un lucru bine organizat. Psihologia de afaceri este o combinație dintre psihologia normală, în care noi studiem comportamentul omului și mintea omului, și psihologia organizațională a firmelor, în care organizăm firma și ajutăm, practic, descoperim un pic comportamentul angajaților și descoperim un pic cum îi influențează pe ei și cum ajungem la performanțe eficiente într-o firmă. Într-un final, toți ne luptăm pentru piață de market, spun eu. Nu toată lumea poate să fie numărul 1, nu toată lumea poate să fie nici măcar numărul 10. Să presupunem că sunt 10 poziții care fac bani din nișa ta de piață. Dacă sunt 10 persoane care se luptă pe alea 10 poziții, e clar, vei fi top 10, premii 10. Dar dacă sunt 10.000 de oameni, ce ne facem atunci?